privești el. Bine că m-am aflat de la televizorul, dar vezi că televizorii cu televizorul nu se poporu. Informația se dă mai târziu, mai târziu decât niciodată. Eu când am văzut atâtea evenimente culturale, este unde atâta culturale? Când colo, aflăm că Arena Națională, deci ia Manoliu aici, asta ar fi Arena Națională, are locuri pentru persoane cu dizabilități. Deci eu nici nu mă duc la meciuri, la orice eveniment. La evenimente culturale ar trebui să fiu prezent, pentru că sunt poetes, librez pampers, dar nu pot pentru că sunt locuri pentru persoane cu dizabilități. Deci este scandal. Noi acolo trebuie să conlucrăm, să construim, să facem lucruri. Dar dacă a băgat primarul Sorin Oprescu, care are și nume, credeți mea, Sorin Oprescu. Deci Sorin vine de la Soare, care regele Ra din egipteană. Oprescu. Deci ăsta oprește soarele. Păi chiar că oprești orice. Ăsta cred că e cel mai prost primar. Și e medic. Cât de cât la spitalul ăla lui municipal, a reușit să facă ceva, dar când a ajuns primar, când m-a dus la spitalul municipal, universitar de fapt, așa se zice, universitar, e devastat. A băgat o groapă mare, cred că a zis, hai Dinamo. Că ăia dinamoviști, ei fac niște de ei. Zice, bă, ei zice de Ștefan cel Mare că e cu Ștefan cel Mare. În groapă. Păi normal că orice stadion e ca o groapă, așa. Ia pun numele în groapă. Sorin Oprescu. Bă, hai ca să zic eu de bolul meu de cristal. Uite, care e bolul meu de cristal? O drojdie de originală. Hai să zic din bolul meu de cristal că până o să mai fi primar. Orice demnitar, fii atent, orice primar poate să fie primar pe viață, dar e primar bun. Dar tu am mai făcut cam totul de tăcat. Bagi foarte mult bani în construcții. E bine că construiești, asta da, e foarte bine. Numai că bugetul la București e mult prea mare. Sunteți cam bolnavi mentali. Ce-i trebuie unui om mai mult decât o casă? Doar o casă îi trebuie un om. Cu câteva camere, cât are nevoie. Dacă are o casă mică, poate să-și pună niște despărțitoare de alea, să facă el mai multe camere. În logica faptelor, copiii trebuie să doarmă copiii, dar despărțiți. Nu e bine să pui copiii împreunați. Părinții nu dorm cu copiii. Deci, dacă tu vrei să te căsătorești, este de un minim casă de două camere. Păi ce te oprește Sorin Oprescu? Să bagi din bugetul ăla, că am văzut casele, nu sunt chiar atât de scumpe. Că s-au construit atât de multe, încât sunt la vreo 35.000 de euro. Chiar poți să contractul de căsătorie să fie valabil. Locuri de muncă. Cum pot? Nu poți tot să stimulezi locuri de muncă? Nu înseamnă că o faci intenționat, frate.
vrei să lași lumea pauperă, ca tu de fapt erai pagar. Toată lumea zicea că ești un medic excepțional, toată lumea te lăuda, te pupa în cur. Dar ca primar ești varză. Varză creață. Curcubitacee. Ești curcubitacee, bă. Ești un rudit cu conopida. Sorin a crescut să-mi sugă pula. Aolo, dar urât e. Cum dacă s-a sugă la pula? Mai bine mă împac cu Adriana decât să mă sugă la pula. Îi dau lui aia la fufola că mai facem încă un copil. Poate îmi iese un băiețel, dar vreau să fie de la chel. Dacă nu e chel, îl radio în cap tot timpul. După ce mă barberesc, iau băiețelul și îl bat. Dacă am fetiță, nu o bat. Ca și la român. Program de bătaie. Cum? Nu-l bat cu pumnul. Nu sunt cretin. Nu dau cu palma, nu dau cu pumnul. Cu vorba, că doare mai tare. De nu-l traumatizez pe ăla, mai ales rapul de cum m-a traumatizat pe mine. Ai mei dădea, mă călca în picioare, cum? Sărau amândoi cu picioarele pe mine. Mă zgria și pe față. Mă scuipa și pe ochi. Ce pula mea de stapoca e de SS? A fost băiatul super antrenat. Dar dacă fac un băiat, am venit de nu-l bat. Îl fac Batman. Se transformă la Dracula. Și după aia zice, uite pula!